Bună dimineața! Am revenit pe vechiul nostru canal. O să încerc să mă distrez în continuare pe canalul ăsta, exact cum am făcut-o și în trecut. O să vă prezint astăzi noul proiect de pe canal, mașina cu care ne vom juca împreună, să o îmbunătățim și să o facem altceva decât e ea, exact cum am făcut cu mașinile în trecut. De menționat că vor veni mult mai multe proiecte și mai interesante și mai scumpe decât asta, dar începem cu asta pentru că mi se pare interesant. La momentul respectiv nu mi-am dat seama de treaba asta, dar mi se pare interesant că cel mai cerut și vizionat proiect vreodată pe canalul ăsta a fost cu Renault-ul ăla vechi, dacă nu mai știți voi. Dacă nu mai știți, sunteți noi pe canal, o să vă las niște linkuri în descriere, încerc să caut niște videouri. Nu aveam niciun plan cu mașina aia la momentul ăla, ci doar ne jucam așa eu cu Horia și exact asta o să facem și cu mașina asta și vor veni și proiecte serioase pe viitor, garantat. Avem idei, avem planuri, sunt puse în aplicare, dar deocamdată o să ne jucăm cu mașina pe care o să vă prezint astăzi. Mașina asta este cumpărată de Horia din Italia, cu care s-a întors aici și îmi oferă mie posibilitatea acum să mă joc cu ea și să vă fac vouă conținut. De data asta va fi și mai interesant pentru că avem curte la casă și putem să lucrăm la mașină mult mai în stilul lui Chris Fix, să zicem. Dacă vreți să cumpărați o astfel de mașină, adică veche, este foarte important să o verificați înainte. Pentru asta aveți un link în descriere pe care, dacă îl urmați, băgați codul TRIP20, aveți o reducere substanțială de 20% la un raport car vertical. Îți spune tot. Unde a fost înmatriculată, de câte ori a schimbat proprietarii, dacă a fost lovită, dacă are kilometri reali, tot istoricul mașinii, indiferent de țara din care vine ea. Deci dacă vreți să vă cumpărați o mașină, trebuie neapărat să dați click pe linkul din descriere sau dacă știți pe cineva care vrea să-și cumpere mașină, sfătuiți-i să o verifice înainte. Haideți să vă arăt cu ce mașină o să începem noi să ne jucăm perioada următoare. Și asta este mașina. Este un Fiat Punto din 2001, gri. Se arată foarte bine, în afară de mici chestii pe care o să vi le arăt imediat. 4 uși, jante de tablă pe 14, dă motor, așa să vedeți despre ce este vorba, deci este oglinda acolo. Avem o grămadă de chestii de făcut la mașina asta. Hai să o luăm așa ușor. Se aburește farul ăsta, de exemplu. Zgârieturi pe aici pe acolo. Asta trebuie să le rezolvăm. Emblema de asta veche. Jante de tablă pe 14, cu capace, frumos. Capace care-s prins în prezoane. Jante cu prindere aproape de Logan, e 4x98, Logan are 4x100. Dar vopseaua așa arată foarte bine în unele locuri. Aici e o chestie, mici zgârieturi pe aici pe la ușă, aici este chestii care poate se iau cu poliș. Bara din spate, cred că ați văzut-o, e un pic zgâriată pe aici. Așa a cumpărat-o, adică un pic zgâriată pe acolo. Aici e un pic mai grav, să zicem, deși nu e neapărat grav. E un pic înfundată ușa aici, un pic înțepat aici și aici aripa asta. Hai să vă arăt monstru. Ăsta este monstru nebun. Un motor 1.2, benzină, 60 de cai putere. Aici am schimbat noi bateria și n-am reușit să găsim, are o baterie atât de mică încât n-am reușit să găsim alta la fel. Și e un pic mai mare asta, dar stă bine, plasticul ăla stă prost acolo, dar vedem cum facem chestia asta. Asta este monstru care propulsează această mașină. Și avem aici interiorul care este albastru. Nu pot să zic că mă dau un vânt neapărat după culoarea asta albastră, dar na, e interesant așa, scaunele sunt un picuț murdare, dar arată decent. În de vedere vârsta mașinii arată decent. Oglinzi manuale, textilul ăsta de pe uși e lăsat și va trebui schimbat, plasele astea sunt la fel. Fel și pe ușa asta. Și ăsta este bordul mașinii. Gri așa. Din nou nu mă dau în vânt după gri, ăsta la fel e și la dubă și nu-mi place. Plafon gri care e destul de murdar, dar nu e lăsat. Și poate facem din nou o treabă cum am făcut la Fabia și îl facem negru cu alcantara frumos așa. Sistemul audio este destul de prost. Asta va fi primul video, parte a upgrade-ului pentru sistemul audio. Avem un casetofon de ăsta normal aici. Are boxe doar pe față, acolo și acolo. Și astea trebuie schimbate că se aud nașpa. Ușile din spate. Ușile din spate nu au boxe și la fel textilul ăsta și geamuri manuale, dar pe față sunt electrice. În teorie ar trebui să aibă boxe și aici, dar nu are. Nu cred că a venit cu ele, că nici fire nu are, dar vom putea pune și aici.
Oricum poți să pui niște boxe foarte micuțe. Portbagajul, portbagaj. Avem aici roata de rezervă, cu scule, cu cric, cu tot ce trebuie. Niște fire acolo care trebuie să vedem ce-i cu ele. Pe față îmi plac farurile, mai ales că sunt cu lupă. E un sistem interesant pentru că are proiectoarele, le are tot aici sus, în far, pe lupă. Are faza scurtă, proiectoarele și faza lungă e așa. Și luminează foarte bine mașina. Dar asta arată relativ modern, să zicem așa. Problema e aici, în spate, că stopurile astea, deși arată binișor, nu sunt atât de bătute de soare cum sunt majoritatea astora vechi, dar tot arată foarte old school aici în spate. Nu știu dacă sunt variante mai noi pentru astea, dar vom vedea. Aici e un pic bătut lacul. La fel, stopul ăsta e destul de aburit aici. Aici în spate ar merge scos Fiat-ul ăla, punctul ăla și pus o sigă de Fiat de aia nouă pe mijloc. Jantele schimbate, evident. Așa, mai departe, în interior. Avem modul ăsta de City, care este pe Fiat-urile astea mici și este super interesant pentru că face volanul foarte ușor, dar nu merge servo momentan. Avem geamuri electrice, aer condiționat, schimbător Sport, așa. Trebuie să schimbați și ăsta. Și jos până de mână și tot ce trebuie. Hai să și pornim. Nu are telecomandă, are doar o cheie așa simplă, dar o să-i facem. Hai să și pornim, totul este în italiană. Mai e o chestie care mă supără, pentru că înainte să o putem folosi, am schimbat pompa de benzină care e aici sub banchetă și face destul de multă gălăgie. Că altfel mașina e foarte silențioasă. Ia să dăm șur. Evacuare. De cai putere. Are și calculator de bord, doar că problema este că măsoară consumul în kilometri pe litru, nu în litri pe 100 de kilometri. Și un pic ciudat. Dar are trip, kilometri pe oră, viteză medie, timpul efectiv. Are 175.000 de kilometri mașina, asta am uitat să vă spun. Tot așa un trip și media de consum. Hai să vedem și cum merge mașina, să vă arăt cum merge, pentru că, contrar cifrelor, merge foarte, foarte bine pentru 60 de cai putere. Volanul merge greu, dar o să schimbăm treaba asta. Nu merge de 150 de cai, merge de 60 de cai, dar pentru că e ușoară, merge foarte bine. Și merge foarte drept, foarte silențioasă, 5 viteze. Și mă rog, odată ce i-ai dat la drum, nu mai simți că e volanul greu, pentru că are și roțile micuțe. Și ușoară mașina. O să facem și un 0-100 eventual undeva, dar cred că 0-100 este da, răspunsul este da. Nu cred că face vreo cifră cine știe ce impresionantă. Cred că undeva la 14 așa, 13-14 se bate cu springul ăla de 45 de cai. Se mai aud chestii pe aici, pe acolo, nu știu, s-ar putea să fie niște chestii la suspensii, s-ar putea să fie niște chestii la frâne. Ca și consum, gândiți-vă, în București face 14,2 km pe litru. E simplu să aflați câți litri la 100, împărțiți 100 la, ce zice asta aici, 14,2. 100 împărțit la 14,2, ăia sunt litri la 100. Nu știu cât vine, 7? 70, 7 ori 4, 2, cam așa, cam 7 și un pic. E complicat, da? Mă rog. Nu consumă foarte mult. Aici, cu cât e cifra mai mare, cu atât mai bine. A, și încă o chestie foarte interesantă că am pus frâna acum, interesantă, mă rog, e un punct negativ, să zicem, nu are ABS. Nu are, că nu are mașina, nu,
nu că e stricat. Asta este mașina, este noul proiect. Eu sunt entuziasmat că îmi place foarte mult să mă distrez cu astfel de mașini și nu este atât de scump și atât de multă responsabilitate ca la o mașină mai scumpă și la niște modificări mai scumpe. Dar este distractiv pentru pasionații de mașini. Vă aștept cu păreri, vă aștept cu idei, vă aștept cu tot ce vreți voi în comentarii. Nu uitați că vă puteți să vă verificați mașina pe Car Vertical cu 20% reducere, urmând linkul din descriere și ne vedem data viitoare.